Majestatea sa Elisabeta a II-a, regina Regatului Unit, Canadei, Australiei, Noii Zeelande, Jamaicăi, insulei Barbados, insulelor Bahamas, statului Papua Noua Guinee, insulelor Solomon, Tuvalu, Sfânta Lucia, Sfântul Vicențiu și Grenadinele, Belizei, Antiguei, Barbudei și Sfântului Kitis și Nevis, va muri. Este un subiect sensibil, dar la 91 de ani deja este monarhul care a domnit și trăit cel mai mult în istoria Marii Britanii, așa că dacă nu crezi zvonurile cum că ar fi nemuritoare, decesul ei probabil va urma curând. Un anumit nivel de pregătire e necesar, deoarece decesul ei va fi unul dintre cele mai cruciale decese ale acestui secol, cu un impact economic de miliarde de dolari. Înmormântarea sa va fi probabil cel mai vizionat eveniment din istoria umană de către până la 40% din populația planetei. Acum 65 de ani, moartea regelui George al VI-lea a fost comunicată printr-un apel telefonic către oficial de înalt nivel, folosind codul Hyde Park Corner. În acest fel, cei însărcinați cu tranziția puterii au fost informați de decesul regelui înainte ca presa să poată lansa știrea către public. Se crede că decesul reginei va fi comunicat intern folosind fraza nu foarte secretă London Bridge is down, care va da startul unui protocol vechi de 65 de ani. Secretarul particular al reginei va comunica informația mai întâi primului ministru al Regatului Unit, care își va instrui personalul să comunice situația ofițerilor străini ai Regatului Unit, care apoi vor contacta guvernurile celor 52 de membri ai Commonwealth, format majoritar din colonii britanice. Apoi, canalele de știri vor afla știrile. Fiecare stație comercială de radio din Marea Britanie are ceea ce se numește Obit Lights, o lumină albastră care este aprinsă de un oficiu central al Londrei pentru a anunța DJ-ul că urmează știri legate de moartea unui membru al familiei regale. Aceștia nu știu încă sigur că e vorba de regină, dar sunt obligați să pornească un playlist automat de muzică sumbră în anticiparea anunțului. BBC, fiind serviciu public de transmitere a informațiilor al Marii Britanii, primește un avertisment din partea unui sistem de alerte conceput în timpul războiului rece pentru a anunța proiectilele ce se apropie de Marea Britanie. Înainte de anunțul propriu-zis, prezentatorul se va schimba într-un costum negru care este ținut la îndemână special pentru această ocazie. BBC One va arăta portretul ei și va reda imnul național. Rețeaua va anunța apoi mesaj din partea BBC Television News. Palatul Buckingham a anunțat moartea reginei. Steagul Union Jack va fi înălțat doar până la jumătate din respect, dar urmând legea, steagul Royal Standard ar trebui să fie înălțat deoarece întotdeauna există un monarh în viață. Televiziunile s-au pregătit timp de decenii. Zile întregi de reportaje preînregistrate ale vieții și morții reginei deja au fost pregătite. Diferiți experți în ceea ce privește familia regală deja au semnat contracte exclusive cu anumite rețele pentru viitorul deces al reginei. Sky TV și ITV repetă regulat reportajul cu privire la decesul acesteia, înlocuind numele reginei cu doamna Robinson. Toate emisiunile de comedie BBC sunt anulate timp de 12 zile. Decesul reginei va fi unul din cele mai mari evenimente ale secolului. Piloții liniilor aeriene vor transmite informația pasagerilor, Londra va fi aproape închisă și va avea loc o întâlnire de urgență a Parlamentului. Așadar, cât va costa decesul reginei? Sub legea Marii Britanii, mormântarea unui monarh este plătită integral de către stat. Deși nu am mai văzut o mormântare a unui monarh de peste 50 de ani, înmormântarea prințesei Diana, vizionată de peste 2,5 miliarde de oameni din toată lumea, a avut un cost de 10 milioane de dolari, iar acestea sunt doar cheltuielile înmormântării. Banca Angliei are peste 3,6 miliarde de bancnote individuale cu portretul reginei. Fiecare bancnotă costă aproximativ 5 cenți pentru a fi produsă. Așadar, înlocuirea întregului stoc ar ajunge undeva la 200 de milioane de dolari. Dar Marea Britanie nu este singura țară unde va fi necesară reprintarea bancnotelor. În toată lumea există 35 de țări în total care au imaginea reginei pe bancnotele lor. O valoare estimată a costului de înlocuire a tuturor bancnotelor din toate aceste țări ar fi în jur de 1 miliard de dolari. În plus, ziua înmormântării și ziua încoronării noului monarh vor fi declarate sărbători naționale ale Marii Britanii, ceea ce reprezintă un impact economic de pierdere a productivității de aproximativ 3 miliarde de dolari. Suma totală pierdută de pe urma decesului reginei ar fi așadar în jur de 8 miliarde de dolari, un cost destul de mare pentru a muri. Dar nu te îngrijora! Atâta timp cât cuvintele London Bridge is down nu sunt rostite, iar BBC nu recurge la costum și la luminițele albastre, lumea va ști că maiestatea sa, regina, este încă în viață.